v-am regăsit la Jurnalul Economic. România se află pe locul 53 din 126 de țări după ponderea femeilor care ocupă poziția de manager. Procentul este de 31,4% și cu acesta depășim țări precum Germania, Austria, Spania sau Olanda. Totuși ne plasăm sub Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria sau Polonia, potrivit unui studiu al Organizației Internaționale a Muncii. Topul țărilor cu cele mai multe femei manager este condus de Jamaica, cu un procent de 59,3%. La polul opus se află Pakistan, unde doar 3% din manageri sunt femei. O pondere redusă la acest capitol are și Italia. Societatea care emite asigurările obligatorii pentru locuințe, PAID, a încheiat anul trecut cu un portofoliu de 1,49 milioane de polițe, dublu față de 2013, dar în scădere de la un maxim de 1,57 milioane atins la începutul lunii septembrie, asta potrivit datelor disponibile pe pagina web a companiei. Astfel, subscrierile PAID au totalizat 28,5 milioane de euro în 2014, din care 27,2 milioane de euro din vânzarea de polițe tip A. Polițele tip A acoperă daunele produse de inundații, alunecări de teren și cutremur în limita a 20.000 de euro pentru locuințe cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic. În cazul polițelor tip B, suma asigurată se ridică la 10.000 de euro și se referă la locuințele cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic. Proprietarii care nu își asigură locuințele sunt amendați de autoritățile locale cu până la 500 de lei. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!